parte și de alta. Trecând într-o parte și de alta, de la pas se învârtise pe șoseaua de la gheață. Mașina a intrat într-un șanț, a intrat cu spatele pentru că a fost voia lui Dumnezeu. Căci dacă nu era, el nu mai era aici, dar harul Domnului a făcut bine. Și mergând pe drum, a mers, a intrat în șanț. De acolo ne-a lovit într-un copac. De acolo în altul și de acolo pe șoseaua până la urmă. Înainte să se întâmple toate aceste lucruri, n-am știut ce să fac. Am făcut doar un lucru. Am zicat cât am putut de tare, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi. Amin. În acel moment, Iisus s-a coborât la problema mea. Iisus a lăsat pacea lui, iubitul meu frate și soră. Nu știu care este problema ta, nu știu care este cauza, dar Iisus care este viu știe binecuvântat să fie numele Domnului. Îl chemăm pe El și ne rugăm și ne credințăm în brațul Lui. Binecuvântat să fie numele